Trenul în România, când pleacă el de la București la București, e bine. Deși cred că ar trebui doar trenuri care să vină de la București la București, nu știu dacă și de dus înapoi. N-ați știți că doi chirurgi s-au bătut cu b***le în sala de operație? Cu toată dragostea, ați auzit de știrea asta? Tu ne zici, n-ai auzit asta? Încerc să... Ce dracu am făcut cu ea? A, uite, că o citesc tot din Adevărul. Amor sălbatic între chirurgii din lume cu Vâlcea. Îți dai seama ce nasol e să fii la o fetișcană nevinovată, cum ar zice englezii cu un chirurg? Păi tu îți dai seama, prietene, câtă practică are ăla? Zici, prietene, n-ai cum să te... Cel mai periculos! Și pe sistemul... Bun. Bărbulescu zice... Sex. Iar ministrul austriac al apărării? E ceva timp de când n-am mai făcut asta. Nu sunt pregătit pentru asta. Adică de-abia l-acceptasem pe Borcea. Deci acum să fiu pregătit pentru sex sălbatic, whatever. Și zice, dacă vrei să vezi un sex total, cum se făcea odinioară. Deci citiți noastră acum, hai. Cu Băsescu mi-e sex sălbatic în primăria Iași. Cu Băsescu zice, sex. Doamna Merkel foarte drăguță, ca de obicei, a zis da, dar nu. Dar da. Ce fapte bune ați făcut astăzi, copii? Și ridică bulă mâna, zice, zi tu bulă. Păi zice, eu am salvat o fată de la viol. Și extraordinar, bravo, bravo, zice, cum? Am violat. Era o relație de sclavie. Eu îți dau ție, tu îmi dai mie. Și astfel toată lumea e fericită. Nu. Nu era deloc așa.